celor care au participat la organizare. Vă urez în continuare o zi bună. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Am avea o completare referitor la faptul că anul acesta, Ziua Consumatorilor, este legată de justiție. Parlamentul European a pus, pune în discuție exact în perioada acestei luni și probabil se va implementa cât de repede un sistem de rezolvare alternativă a conflictelor. Ce înseamnă aceasta? S-a constatat că în anumite relații conflictuale cu producătorii sau cu comercianții, consumatorul are ajunge uneori într-o fază de conflict, de neînțelegere. Aceste lucruri se rezolvă îndeopște la noi în România prin procese de care, și nu numai în România, prin procese care sunt îndelungi, sunt costisitoare. Și practica în Europa este următoarea. Pentru asemenea conflicte până la o anumită sumă, și este vorba de o sumă până la 50-60 de mii de euro, atenție, asemenea conflicte se rezolvă foarte simplu prin procese care au o durată determinată, de maximum 2 săptămâni, fără costuri suplimentare, care se judecă în regim de urgențe și ca proporție 80% din cazuri sunt rezolvate în favoarea consumatorilor. Acest lucru, pentru acest lucru am pledat noi în calitate de Asociație de Protecție a Consumatorilor și va fi implementat acest sistem de rezolvare alternativă a conflictelor, inclusiv printr-un portal electronic unde ne putem, consumatorii care au probleme cu anumiți comercianți, cu anumite produse care nu ar fi conforme, sunt pilotați să-și rezolve astfel conflictele. Și de asemenea, se va implementa, așa cum a spus și domnul comisar șef, și în legislația națională. Prin urmare, portalul Europa Ta va fi un portal prin care consumatorii vor fi pilotați ca să-și rezolve conflictele într-o modalitate mult mai simplă și asta cât de curând posibil. Mulțumim! Dacă dintre invitați mai dorește să spună cineva un cuvânt. Din partea? Da.